Alertă la gara de nord din Timișoara după ce un taximetrist a observat un pachet suspect. Alarmat, bărbatul a sunat la 112. În scurt timp, la fața locului s-au deplasat de urgență pirotehniști, trupe speciale de intervenție, criminaliști, dar și angajați ai Serviciului Român de Informații. După aproape 2 ore în care traficul în zonă a fost restricționat, coletul a fost detonat în maximă siguranță. Specialiștii au descoperit în interior un ceas mecanic, o baterie, o antenă și mai multe fire lipite cu bandă izolatoare. Pentru că suspectează că ar fi vorba de o bombă artizanală, autoritățile au deschis o anchetă.